Salut! Jiu-jitsu este o artă de luptă la sol care inițial a plecat cu șmecheria că poți să lupți de pe spate. Poți să câștigi meciuri împotriva unor atacatori mai puternici de pe spate, lucru care nu s-a mai întâmplat până atunci în niciun stil de luptă. Totdeauna lumea evita poziția de pe spate pentru că odată ce ajungeai acolo, cel de deasupra, mai ales dacă are forță, se poate folosi de gravitație. Hai să vedem câteva amănunte care au reușit să facă poziția de gardă închisă atât de puternică. Bun, deci el ajunge deasupra mea și aici eu sunt în pericol să fiu lovit. Mai ales în momentul în care sunt lovituri. Însă ce putem observa? Că el dacă dă drumul la lovituri, nu poate să pună mâinile în saltea. Eu pot să mă folosesc de picioare, să trag genunchii la piept, îmi protejez capul și am prins aici la interior. Mâna asta îi blochează cotul și vine pe deasupra, cealaltă mână e liberă oarecum să lovească. Eu am capul sus, sunt ureche la ureche cu el, nu o să mă poată lovi foarte tare. El are nevoie de spațiu pentru a genera forță. În momentul în care vrea să mă lovească cu mâna liberă, vreau să vin la interiorul bicepsului și o să pun tibia în fața bicepsului lui, mâna mea este pe triceps, piciorul meu urcă sus să-i fie cât mai greu să facă postură să lovească. De aici pot relativ ușor să cobor la încheietură și să intru în triunghi și să finalizez lupta. Odată ce am ajuns aici, nu mai există ground and pound și îl țin ori până adorme, ori până îi dau eu drumul că m-am plictisit. O să